Reprezentanții companiei Raja spun că informațiile vehiculate în flyerele care îndeamnă cetățenii să voteze candidatul acele sunt neadevărate. În uh, cadrul uh, ace acestei campanii s-au folosit uh, uh, foarte multe lucruri corecte, dar în ultima perioadă au apărut uh, fluturași adresate cetățenilor medii prin care s-au spus o serie de neadevăruri. Referitor la prețurile practicate de către societate, șeful centrului zonal vest spune că nu sunt cele mai mari din țară. Prețul apei la pe care îl practică societatea noastră este al 21-lea preț în ordinea din 49 de societăți care asigură acest serviciu și pentru Apa de canalizare, prețul practicat de societatea noastră este al cincilea din nouă asociații, societăți care practică acest serviciu. Potrivit societății Rajaisa, proiectul pentru conducta care leagă Mergidia de Cernavodă este răstălmăcit și transformat într-o informație nereală. Garantez tuturor locuitorilor și abonaților noștri din Medidia că acea conductă nu va face altceva decât să asigure apa uh, pentru locuitorii orașului vecin Cernavod. Și nu pentru arabi, nu pentru nu știu care interese. Uh, obiectul uh, de bază al uh, activității societății noastre nu este altul decât a asigura un serviciu cât mai bun de apă și canalizare pentru locuitorii din centrul zonal vest. Culmea ironiei este faptul că, deși nu este asumat oficial, fluturașul îndeamnă cetățenii din magidia să voteze cu candidatul susținut de primarul Marian Iordache, cel care a semnat contractul de delegare a serviciului de apă și canalizare încheiat cu Raja Acest grup de inițiativă se folosește de... Din care fac parte și inițiatorii uh, celor care au dat serviciul de apă și canal către uh, societatea noastră uh, este uh, jalnic pentru că în momentul în care uh, am preluat serviciul de apă și canal de la societatea primăriei, uh, aceasta era într-o stare uh, falimentară și debitele pe care le aveau de, de plată către terți erau uh, peste uh, 3 milioane de lei la nivelul uh, predării către societatea noastră. Reprezentanții companiei Raja neagă toate acuzațiile și le transmite celor interesați că poate dovedi cu documente faptul că informațiile transmise de reprezentanții partidelor politice sunt nereale. Totodată spun că societatea Raja nu se implică politic întrucât are menirea de a furniza servicii de calitate abonaților.